Bună seara și bun găsit la o nouă ediție BBTV. Aș vrea să cred, I want to believe, că totul este adevărat în ceea ce îl privește pe Adrian Năstase, că tot ceea ce ne prezintă televiziunile este adevărat, dar din fericire sau din păcate, cum e să da? Păi depinde ce urmează să spui. De Năstase, dacă e vinovat sau nu e vinovat, nici nu mai contează. Important e că avem spectacol pe pâine în fiecare seară, mult mai interesant decât a fost Revoluția, de exemplu. Clar. Revoluția Română, unde se aruncau, măcar acolo se arunca cu portocale pe geam, se mai arunca cu câte o prăjiturică, nu? Cu ouă. Cu ouă. Apropo de ouă, acum că Năstase este, iată, în pușcărie la Rahova, am putea spune că are timp berechet să-și numere și anume ouăle, că noi le-am numărat destul din 2007 încoace, nu? Atât pe ale lui, cât și pe cele din blocul alimentar. Eu am auzit atâtea știri cu Năstase în ultima vreme, încât până acum, până să începe emisiunea, eram convins că prestăm la Rahova TV. Rahova TV. Chiar acum urmează să apară și Adrian Năstase în legătură directă cu din penitenciar. Știți, miercuri s-a întâmplat, marți seara mai exact, s-a întâmplat toată nebunia cu transbordarea lui Adrian Năstase din Spitalul Floreasca în celula de la Rahova. Acum, cu toții ne-am întrebat ce anume a gândit Adrian Năstase la momentul în care a fost urcat în ambulanță. Care au fost cuvintele pe care le-ar fi spus? Din câte am înțeles, a și șoptit câteva vorbe, nu? Ar fi zis el ceva acolo. A zis, n-am auzit exact, n-am auzit foarte bine vorbele pe care le-a rostit. A făcut așa un... caeba. Da. Dar după față, după privire, m-a dus cu gândul la un pictor, la un poet, mai repede la un poet. Poet? Da, la un poet dezamăgit, un poet, poeții sunt triști în general. Triști, da, și neînțeleși. Și neînțeleși. Da. Și neînchiși. Și neînchiși. Și neînchiși. Mi s-a părut după felul în care se uita în momentul în care urcau ăștia în ambulanță, că ar spune, a rostit niște versuri de genul... Băi, trăiere, nici nu știi ce coleg bun să-mi fi. Dar bine, asta e o poezie cu bătaie lungă, așa, până spre toamnă. Da. Ceva de genul ăsta. Dar, așa cum știm cu toții, artiștii trăiesc în mizerie, iar cei care trăiesc... Nu toți. Da. Bine, Năstase, patru case, bombonel, alea, nu contează. Eu aș vrea să-l văd pe președintele Băsescu, ducându-se pe șust, așa, în vizită la Adrian Năstase, la celulă, să-i ducă un pachetic mic acolo, un pachetel care să conține niște bombonele, nu? Să conține niște ouă. Portocale, ca așa portocale, se duce. Și văd așa o energie care se degaje deasupra celulei lui Adrian Năstase, marele poet național al României, iată, care cu siguranță ar compune niște versuri de aducerea lui Traian Băsescu, de atragerea lui Traian Băsescu, așa ca o frânghie, știi, în celula lui Năstase. Da, ei sunt precum Yin și Yang, știi? Da. Deși se resping, nu pot trăi separat. Da. Și probabil Adrian Năstase, inspirat fiind, da, îi va spune ceva de genul: hai trăire lângă mine, să petrece bun și bine. Pam, pam. Firește. Cam așa ar trebui să fie, da. Eu zic să-i bage pe amândoi, frate. Serios. Pe amândoi. Dacă tot e pe modelul cu politicienii, cu DNA-ul care își face treaba, cu serviciile secrete care își fac treaba, cu justiția, să-i bage pe toți. Gata. Pe toți? Pe toți. Aici vreau să ajung. Pe toți, să generalizez puțin, dar mi-a luat înainte. Dar Băsescu ce ar fi ocupat deocamdată cu altceva. Da, inspirat fiind de ceea ce i s-a întâmplat lui Adrian Năstase și de capitalul de imagine de care se bucură fostul premier după incidentul din Zac Bancia, Traian Băsescu s-ar sinucide cu Gina Pistol. De două ori. Președintele României, Traian Băsescu, e de părere că presa a exagerat cu atenția acordată cazului Năstase și că e momentul să ne întoarcem la lucru pentru că avem o țară de scos din criză, iar dacă am uitat, ne aduce el la minte. Ce să spună? Mare senzație că s-a zgâriat Năstase la gât. Păi omul pușcat în fiecare seară, mă, dar n-am văzut încă un reporter în fața la Cotroceri să mă întrebe de sănătate. Oricum, dimineața după două cafele cu sare, sunt ca nou, domnule. A declarat șeful statului. Băsescu a mai recunoscut că din cauza timidității excesive de care suferă înaintea oricărui interviu, obișnuiește să-și tragă în gât 200 de tărie pentru a avea mai mult curaj.
În ceea ce privește eventuală sinucidere politică, Traian Băsescu e convins că s-ar descurca mult mai bine decât Adrian Năstase, iar referitor la arma pe care o va folosi, cu siguranță ar apela la Gina Pistol, cunoscută fiind pasiunea președintelui pentru blonde celebre. În încheiere, să mai spunem faptul că acum ceva vreme Băsescu a încercat să se curenteze în direct, lucru trecut destul de ușor cu vederea la vremea respectivă. Dorel, imaginile. Bună seara. Asta curentează. Ce faceți, mă, băieți? Chemați repede protecția. Ce faceți, mă, băieți? Ia uite, asta curentează la drăguță. Eu aș avea un sfat pentru domnul Băsescu. În cazul în care nu funcționează nici cu Gina Pistol, care, by the way, ar trebui să aibă butoiașul plin sau gol sau cum ar trebui să fie, un fel de ruletă rusească, știi? Un fel de ruletă rusească. Din păcate, ruleta rusească e închisă la Iliescu în dulap. La dracu, cum nu se poate niciodată. Oricum, mie îmi place ideea asta de sinucidere juridică, pentru că noi vorbim, bineînțeles, aici despre o sinucidere juridică sau o sinucidere din viața publică, nici adică, de cum, de una la propriu. O sinucidere juridică este sinuciderea care nu este pe persoană fizică, ci este pe persoană juridică. Da. Da. Bineînțeles, v-ați dat seama, vorbim despre Marea Evanghelie, cel care i-a dăruit Toane Mizil un colier din perle de la Bac. În fiecare vară, Maria Evanghelie obișnuiește să o surprindă plăcut pe Oana Mizil în cele mai originale moduri. Au afirmat surse apropiate cuplului. Dacă anul trecut primarul și-a uimit iubita recitându-i primele două pagini din abecedar, vara aceasta edilul este hotărât să treacă la un alt nivel. Din dragoste, respect și sete de cultură, după cum ne-a declarat primarul, care este... Ultimul clip semnat Alex Velea s-a filmat în Ferentari, cu acceptul expres al primarului sectorului 5. Oana este topită după Velea, nu pentru că îi place mult cum cântă, cât mai ales pentru că seamănă leiți cu mine când eram tânăr, a declarat Marea Evanghelie. În semn de respect, Velea a dedicat lui Evanghelie și câteva versuri din ultimul său single, Minin 2. Ce minim doi, un secret rămâne între noi. Se face minim doi și eu am avut doi. De un secret rămâne între noi. Probabil, i-a spus Vanghelie lui Velea. După terminarea filmărilor, Velea i-a făcut cadou lui Vanghelie colierul galben de la gât, făcut în exclusivitate din perle de la Bacalaureat. Una dintre cele mai celebre perle de acest gen îi aparține chiar lui Alex Velea. Perla pe care, din mândrie, artistul a vrut cu orice preț să-și o tatueze pe spate. Dumnezeule mare! Virgulă. Virgulă! Dumnezeule mare, cum să spui un asemenea tatuaj? Eu vreau să cred, dar să cred măcar atunci în credința mea, să fiu corect, să cunosc... Păi ca să crezi trebuie să te apropii de Dumnezeu. Cum să te apropii de Dumnezeu când între tine și El există o virgulă? Normal că n-ai cum să te apropii de Dumnezeu. Dar ai văzut, Velea, adevărul că, lăsăm la o parte tatuajul, e un tip virgulos. Adică... E viguros, ai vrut să spui? E viguros, viguros. Dacă tot am vorbit de virgule, mi-aș adică are virgula mare sau ce? Că nu înțeleg. Nu mă arată într-un oarecare fel. Nici n-ar putea să nu fie așa. Altfel, cum crezi că ar mai behăi fanele pe la concerte prin primele rânduri? Alex Velea! Arată-ne virgula! Virgula! Nu, că seara cu Iris, că parcă seamănă, nu? Mm. Bună seara, prieten! Alex Velea! Da. Apropo de behăit, vreau să spun că probabil la următorul concert cu Alex Velea, în primul rând, se va afla și Oana Zăvoranu. Oana Zăvoranu, care o veți vedea în toată splendoarea ei, transformată în capră. Războiul Oanei Zăvoranu cu vrăjitoarele Melissa și Vanessa explodează din nou după ce Zăvoranca a fost transformată în capră de către cele două femele malefice. Ideea de a o transforma în capră pe Zăvoranca se pare că i-a aparținut Melisei, care a fost inspirată de o mai veche înregistrare audio cu vedeta Gura Liza. Și tu ești soarele meu, ești viața
Ești soarele meu! Ești viața mea! Ești aerul pe care îl resp... Auzi, de câte ori trebuia să inspir la atac de panică, mă știi? Non-stop, că n-am pungă. Ai pungă? N-am nicio pungă. Dar dacă vrei, dau tricoul meu și rămân la bustul gol, nu-i problemă, să știi. Nu vreau să cred. Pe bune. În urma spectaculoasei transformări, Oana Zăvoran a mai primit o lovitură, singurele emisiuni de noapte la care va mai fi invitată fiind cele de la Animal Planet. La aflarea veștii că Oana Zăvoranu este acum o capră, Pepe și-a desfăcut o bere, după care a exclamat încântat: foarte tare, frate! Să vadă și ea cum e să ți se pună coarne! O altă persoană încântată de această transformare este Mariana Zăvoranu, care nu vede cum și-ar putea lăsa averea unei făpturi cu copite care rumegă toate bălăriile. Urmează imagini în premieră cu Oana Zăvoranu în noua ipostază. Vă atenționăm că sunt imagini șocante ce pot afecta într-un mod iremediabil această frumoasă seară de vineri. Bă, capră, capră, dar țigara al dracului dacă lăsau din gură, mă, băiatul, ai văzut că e o mocioflă acolo. Să mai spunem că fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și nu vă indicăm să faceți așa ceva acasă. Și nici la serviciu, și nici afară, și nicăieri, de fapt. Eu știu de ce cred că s-a hotărât să fumeze, capră fiind. De ce? Să iasă brânza fumată. Să iasă brânza fumată? Da, cred, nu știu. Sau ar mai fi o posibilitate de să te gândești că ar vrea să pară dură. O capră mai dură. Așa. Dacă e dură, frate, atunci ar trebui să se îmbrace de la botezatul. Să se îmbrace într-o ținută adecvată. Să lase dracu fustele alea scurte și să se îmbrace cu niște uniforme. Uite cum face botezatul acum pentru poliția irachiană. Cum? Da, botezatul face uniforme pentru poliția irachiană. Colecția care a intrat deja în dotarea poliției irachiene face deja ravagii, angajații Ministerului de Interne fiind absolut încântați de calitatea materialelor, cât și de cele 3 perechi de chiloți cu semnătură în original pe care le primesc la înrolare. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat. Am dat colecției numele de Kaboom, pentru că sună foarte bărbătesc și pentru că îl ador pe Smiley. Smiley, artistul, nu omul, să fim bineînțeleși, a declarat botezatul. Oficialii din Irak sunt foarte mulțumiți de alegerea făcută, singura problemă fiind aceea că, de la introducerea noilor uniforme, în unele cazuri izolate, ce e drept, au apărut manifestări dubioase ale polițiștilor irachieni. Ia mâna de pe mine! Vezi, așa ar trebui să ne controleze atunci când venim la serviciu, frate. Dacă e șef, o duci bine. Îți dai seama să-ți aduci, să-ți vină angajatele dimineața la serviciu? Mari, poți să vii puțin? Nu, râdem noi, glumim, dar nu e de râs. Îți dai seama câte lucruri se pot ascunde pe sub cămășinare. De asta, Mari, vină puțin. După ce au urmărit imaginele de mai devreme, Cătălin Botezatu s-a delimitat ferm de atitudinea polițistului în cauză, interesându-se totuși la final de numărul lui de telefon. Aș vrea să-i cunosc mărimea. Mărimea la uniformă, bineînțeles, pentru a-i trimite alta în schimb. Nu exclud un eventual defect de fabricație, a declarat celebrul creator. Ia mă mână. Auzi, să nu cumva să-i zici lui șefa ceva dimineața când veni la muncă, să nu cumva să mă pui dimineața când și așa sunt adormit, să mă controleze cineva, așa că s-a terminat șmecheria, să-ți dai seama. Bine, știu că în felul ăsta m-aș trezi dimineața la radio dacă vin așa la 7 fără ceva și mă controlează cineva, s-a terminat șmecheria. Dar să nu-i dai idei, te rog eu frumos. Nu, unde ți-i portofelul tot la spate? E în geanta afară. În geanta afară. Vorbim după. Băi, lăsând gluma la o parte, nu mai pot cu botezatul. Nu mai pot, e plin de el, peste tot. Dar nici tot. El nu mai poate. De fiecare dată când deschid frigiderul, mi-e frică să mai deschid frigiderul. Da. Credem. Mi-e frică să deschid frigiderul și cumva să nu mai zic de telefonul lui Bianca Drăgușanu, dacă îl deschizi, îți dai seama ce vezi acolo? Oh. Că și așa i-a fost furat telefonul și a zis că acum l-a găsit cu poliția, acolo înregistrările cu botezatul, ce ar fi în telefon acolo. Îți dai seama cum, în ce postură îl pune pe Cătălin botezatul, bă, băiatule. O postură la care îl visează de mult. Da. Nu știu dacă se va împlini. Ideea e că aș vrea să ne mai dea liber. Cine să ne dea liber? Botezatul? Da. Păi avem, o să avem liber ce? O să avem liber? O să avem. Prima zi de lucru a românilor va fi liberă.
Da. După ce Camera Deputaților a hotărât că ziua de 30 noiembrie să fie declarată zi liberă, avem o altă veste bună pentru salariații din România. Un alt proiect de lege prevede ca, începând din acest an, prima zi de lucru a românilor să fie liberă. În acest fel, angajații începându-și cariera în firmă cu o zi de concediu. E normal să ne începem prima zi de lucru având liber. În acest fel, avem ocazia de a ne hotărâ ce facem pe viitor. Să lucrăm pe degeaba sau să stăm acasă pe aceiași bani, ne-a declarat unul dintre inițiatorii proiectului de lege. Iată cum ar putea arăta în viitor prima zi de lucru liberă la români. Păi știu și pașii, să știi. Moonwalk-ul pot să-l fac, dar numai dacă mă las să-l fac aici pe masă. Evident că nu o să mă lase, v-am zis. Mai aș degrabă, vrea să cred. Mai degrabă mă controlează dimineața când vin la muncă, știu. Hai. Da. Intenția nedeclarată a politicienilor e ca până la alegerile din toamnă România să fie prima țară din Uniunea Europeană după Grecia cu 365 de zile libere pe an. În acest sens, de concediu paternal vor beneficia începând cu acest an și tăticii sterili, care pot prezenta dovada că au vecini săritori gata să-i ajute oricând la nevoie. Iată în continuare și câteva idei de petrecere a timpului liber pentru tăticii care au optat deja pentru concediul de paternitate. C'est pas catholique. Je suis vraiment désolé, chérie. Excuse-moi d'avoir été déçu que tu sois une fille. Quand je pense que je croyais que s'occuper d'un bébé, c'était une corvée. Ce cours m'a vraiment ouvert les yeux. Hop. Et d'être encore quelqu'un. Jimmy, tout repose sur toi, Fiston. Tu fais exactement comme dans le garage. Allez, vas-y, là. Encore une fois, on est tous ensemble. On va fêter ça en allant dîner au... E bine că vom avea 365 de zile libere pe an. Eu știu pe cineva care deja a început la concediu. Cine? Doamna Tatoiu. Ai mai văzut-o pe la televizor? Nu. Păi, vezi? Dar e bine că... Da? Cine-ți spus? E bine că n-am mai văzut-o. Nu e bine să te apropii de Monica Tatoiu, nu? Nu. Nu? Nu. Pentru că a fost răpită de extraterestri. Cu siguranță radiază ceva, nu? Ha? Și ei au avut ceva probleme. Da. O să vedem un picuț mai târziu. Dispariția misterioasă a Monicăi Tatoiu de pe micile ecrane are o explicație halucinantă. Vedeta tot știutoare, supranumită și bunicuța Google, se pare că a fost răpită de către extraterestri. Atrași de multiplele cunoștințe în absolut orice domeniu ale Monicăi Tatoiu, extraterestrii se pare că au răpit-o pentru a le pregăti copiii la următoarele sesiuni de bacalaureat din alte galaxii. Răpirea a avut loc în municipiul Tecuci și mai mulți martori oculari ținând să ne împărtășească halucinanta experiență. Deci, erau pe sus pe cer niște lumini, se cheamă. Niște lumini, în ce sens? Mergeau. Ceea ce am văzut noi am rămas fără cuvinte. Deci, noi ca oameni indisciplinați ce suntem, am rămas uimiți. Deci, mai mult de atât, ce pot să vă spun decât că
ce vă pot spune mai mult de atât decât că aceste lumini erau urmate de alte lumini în jur de 35-40 și râmbând de nu erau. Deci prima dată am văzut o lumină prea, prea intensă ca să fie o sea căzătoare. Eram pe banca aceea și l-am spus la băieți, uitați că de fapt e urmată de una și alta și alta. Era foarte mult, așa. A fost în jur de 35. Albi gălbui. Alb spre gălbui. Pentru că dacă era un avion, avionul are blițul roșu. Semnalizează. Dispozitivul semnalizează. Nu era niciun avion. Și erau foarte multe luminițe. Ceea ce se duc la american, cred că, și îi bombardează. Deci noi, ca niște oameni disciplinați ce suntem, am rămas uimiți. Erau niște lumini. Unde? Uite că sunt în platou, ce nu vezi? Care mergeau, stăteau, iară mergeau și iară stăteau. La dracu! Și iară mai beau. Și mai beau iară un pic. Mai beau. Da. Am reușit să aflăm pe surse interstelare că ideea de a o răpi pe Monica Tatoiu nu a fost una înțeleaptă. Românca reușind să aducă la exasperare într-un timp relativ scurt echipajul OZN-ului, care s-a prăbușit imediat după decolare într-o grădină din apropiere. La această oră, extraterestri au fost dați în urmărire generală, autoritățile temându-se ca nu cumva din cauza stresului la care au fost supuși de către Tatoiu să nu recurgă la măsuri disperate. Anchetatorii au informații conform cărora, dacă o mai văd vreodată pe Monica Tatoiu în fața ochilor, extraterestrii sunt hotărâți să-și tragă un laser în gât. Mai adăugăm faptul că Monica Tatoiu, odată răpită de extraterestri, a fost depusă, precum ouăle, că tot am început cu ouă să și încheiem cu ouă, pe planeta Venus. Că știți, femeile sunt de pe Venus, iar bărbații sunt de pe Marte, așa cum ne spunea Mirela puțin mai devreme aici. Deci, în cazul Monica Tatoiu, i-ar fi trebuit depusă pe Marte, nu? Totuși, ea e un pic mai așa, mai... La prima vedere, da. Dar, totuși, vezi, au fost indulgențe extraterestri și au depus-o pe Venus, de unde a făcut câteva declarații vis-a-vis de Radu Banciu. Banciu îl cheamă? Știi că Banciu, acum câteva emisiuni, la un moment dat s-a luat de Monica Tatoiu și a spus la BBTV că Monica Tatoiu ar fi avut celulite la vârsta de 5 ani. Ceea ce vă dați seama că n-avea cum să fie adevărat. Venind într-o familie înstărită, Monica Tatoiu la 5 ani avea tot ce își dorea. Da. Sunt în măsură să te contrazic? Posibil. Da. Și dreptul la replică, evident, este oferit astăzi Monica Tatoiu, care la rubrica Vendeta emisiunii îl cam face praf pe Radu Banciu. Să urmărim Vendeta emisiunii. După cum probabil ați aflat, lipsa Monicăi Tatoiu din spectrul mondeno televizionistic este cauzată de răpirea acesteia de către extraterestri. De pe planeta Venus, Monica Tatoiu ne-a transmis un interviu în care și-a revanșa față de Radu Banciu, de la B1 TV, care a declarat cu puțin timp în urmă cum că, încă de la vârsta de 5 ani, doamna Tatoiu ar fi avut celulită. De ce nu vă place de Radu Banciu? Vi se pare dezorientat? Pendulează, lamentabil, între responsabilități comuniste și drepturi capitaliste. De când datează versiunea dumneavoastră față de el? Credeți că ar avea nevoie de niște lecții sau, nu știu, spovedanii? 1500 de ani pe acest teritoriu a fost un hiatus, în timp ce la noi treceau popoare migratoare, Carol cel Mare a obligat preoții să meargă la școală, da? Și asta se simte. Ce pedeapsă credeți că ar merita pentru cum a vorbit despre dumneavoastră? A avut perioada Inchiziției când au ars pe rug și au băgat frica în populație. Radu Banciu a afirmat despre dumneavoastră cum că ați avea celulite de la 5 ani. Chiar se vede? Nu m-aș dezbrăca în public, nici la propriu, nici la figurat. Dacă v-ar apărea poza într-o revistă de scandal, ați cumpăra-o? N-aș trece pe lângă o librărie fără să intru. Radu Banciu vrea să intre în politică. V-ați vedea la aceeași masă cu el, ca politician?
Nu m-aș așeza la masă cu un politician pe care nu-l respect. Haideți, doamna Monica, chiar vă e teamă să nu vă calce pe sumasă, să nu vă muște? Dacă aș fi într-o încăpere cu el, aș sta în picioare. Dacă totuși v-ar hărțui, ce ați face? Nu aș lăsa să treacă o săptămână fără să o sun pe mama. Dar dacă v-ar scoate din sărite rău de tot așa, cum ați reacționa? Nu mi-aș pedepsi copilul indiferent ce ar face. Totuși, trebuie să admirați ceva la el. Dacă vă împăcați, cum ați vrea să-l vedeți? Un filozof extraordinar și intermediarul ideal între mine și divinitate. Credeți că va fi pedepsit odată și odată? Nu pleci de la premisa, în sensul, nu pleci de la premisa că am investit, trebuie să primesc imediat. Lucrurile bune se întorc împotriva ta și te încarcă energie pozitivă și lucrurile rele fac același lucru. Banciu se pretinde om de cultură. Ce credeți că i-ar mai lipsi? Cum își atrage totuși antipatia oamenilor? Aversiunea lui către toți și toate este datorată... Datorată acestei lipse de generozitate pe care ar trebui să o aibă omul de cultură. Cum l-ați defini pe Radu Banciu? De ce credeți că Radu are loc pe sticlă în România? Forma fără fond continuă să existe în România. Dacă v-ar provoca la un duel, care ar fi motoul dumneavoastră? Dai tot ce poți, te mulțumesc cu ce ți se dă. Un apraznic, drept la replică, cât dar... de dură e. Da. Dacă ar fi în aceeași încăpere cu Radu Banciu... Da, aș vrea să văd asta. Iar sta în picioare, n-ar putea să stea la aceeași masă cu Radu Banciu, ură de tot. Dam un singur amendament. Care? Geamul din spate, care s-a văzut în înregistrare. Da, ai fi spus că e... cu gândul la... unde? La geam ce? De navă spațială, nu? Sau? A trebuit cu gândul mai mult la planeta Venus, la stațiunea Venus. La stațiunea Venus. Aia, da. Da, păi dacă tot e vara, zic să cântăm și noi. E vara, nu? Da. Hai că mi-ai făcut poftă de mare. Oare tot pe la mare, pa. Pa. Cu piesa, pa. 1, 2, 3, 4.